Nemulțumit de informația pe care a primit-o, democrat liberalul a luat atitudine în cadrul unei conferințe de presă. Vâlceanu dorește să afle câți disponibilizați vor fi în județul Gorj și care sunt oficiile poștale ce urmează să fie desființate. La București, sindicatele și administrația au bătut palma și în primă fază, într-o primă fază, vor fi disponibilizați 3500. Eu vreau să știu câți sunt din județul Gorj, care sunt oficiile care se închid, pentru că cetățenii trebuie să știe lucrul ăsta. Nu trebuie să-l știu eu, dar trebuie să anunțăm cetățenii, domne, vedeți că se închide oficiu cutare, în satul cutare nu veți mai avea factor poștal, vă va ajunge factura la curent peste 3 săptămâni, nu veți mai primi pensia sau o veți primi cu 2 săptămâni întârziere. Liderul de sindicat al poștașilor gorjeni, Mircea Bliduț, nu a putut fi contactat telefonic pentru a confirma sau infirma cele spuse de Vâlceanu.